că ați venit la sediul Centrului Cultural Mihai Eminescu. Ne aflăm, așa cum știți, în Galeria de Artă Luceafărul. Eu sunt Florin Iacob, sunt director artistic al centrului și în seara asta ne bucurăm de prezența unui mare artist plastic și o să îi dăm cuvântul cât mai repede ca să ne spună despre creația dumnealui. Am să-i dau prima dată microfonul domnului Vladimir Bulat să înceapă această o prezentare mai tehnică. Bună seara, prieteni! Sunt cumva în postura omului care acum câțiva ani a trebuit, am fost într-un soi de plăcere comună de a face un text mai de sinteză pentru o expoziție mare pe care a făcut-o la Sfântul Gheorghe, însuțită de catalog, a fost în câteva spații ale centrului Arcuș. Deci a fost chiar o expoziție de amploare care trebuie să recunosc că nu prea am mai văzut ceva similar, în orice caz nu a unui semen pe care să-l cunosc eu în carne și oase. Ce să vă spun despre Feoghen? Feoghen este un mai presus de orice un personaj artistic pe care cu greu îl poți încadra într-o epocă sau într-un stil sau într-un fel de a fi. Feoghen Calistru, când spui, e deja un stil anume, e el. Ce îl particularizează poate în fața generației lui, dar poate chiar și în fața celor din celor care sunt contemporani cu noi, este faptul că el reușește să îmbine mai multe culturi deodată, rămânând însă o mare conștiință românească. Pentru cei care nu-i cunosc biografia, pot să subliniez faptul că după ce a făcut un liceu foarte prestigios de artă de la Chișinău, asta vreau să adaug, liceu pe care l-am absolvit și eu, dar cu ceva vreme după, a plecat la o academie numai puțin celebră și faimoasă de la Tallinn, pe vremea aceea, în fine, era capitala unei republici sovietice, acum a devenit stat și stat al Uniunii Europene mult înaintea României, mă rog, cu niște ani buni înaintea României, o academie de artă unde chiar și pe vremea sovietică se făcea artă de calibru mondial, cred. Și asta în condițiile în care acea țară și astăzi și atunci de-abia depășește 1 milion populație. Și imaginați-vă că omul care stă în stânga mea făcea școală când în acea mică țărișoară apăreau 3 reviste de artă. Una dintre ele era de fotografii. Imaginați-vă România care pretinde că are 20 și ceva de milioane, în realitate cred că sunt vreo 17. Nu are nicio revistă specializată de fotografie sau una de artă. Sigur că există arta, există art foto, există nu știu ce. Dar imaginați-vă că acea țară în care el făcea școală era mititică, insignifiantă din punct de vedere geografic, dar cu o cultură extraordinară. Iar acea academie de artă, dincolo de pictorii pe care îi pregătea de mare calibru, era o academie cu o artă decorativă extraordinară. Mie mi se pare că Feoghen a plecat de acolo, de fapt, nu doar pictor de pictură, cum să spun, de pictură de șevalet, ci deopotrivă sculptor, deopotrivă ceramist, deopotrivă artist sticlar. Pentru că o să vedeți că tot ce face el și ceea ce am reușit eu să văd în de 25 de ani încoace, sau chiar mai bine, e un soi de chintesență a artei secolului 20 și ce mă surprinde cel mai mult pe mine ca și critic de artă, și imaginați-vă că un critic de artă trebuie mereu să categorisească, să găsească, să treacă, mă rog, în niște registre, să spună, să-l introducă pe artist într-o direcție sau alta, sau un soi de contabilitate. E bine, ceea ce face Feoghen, tocmai asta reușește să facă, să-i amăgească pe toți și să fie el însuși.
Adică să nu fie nici abstracționist, să nu fie nici realist, să nu fie nici expresionist, nici impresionist, ci să fie fiogencalistul. Or, ce văd aici, mi-ar fi plăcut să fie ceva mai în centru. Bucureștanul îi place și Fiogen e foarte supărat pe treaba asta. Zice, bucureșteanul nu vine. Zic, păi bucureșteanul vine când e în centru. Când e un pic descentrat, el nu mai vine. Zice că e departe, e întuneric, trebuie să iei tramvaiul. Lucruri complicate, ca și cum arta trebuie să vină ea către tine. Nu, noi trebuie să ne îndreptăm către arta. Și atunci închei spunând că e un privilegiu pentru noi, prietenii, și de aceea așa am și început, prieteni, spunându-vă tuturor, pentru că în bună măsură vă cunosc. Și atunci e un privilegiu pentru noi, prietenii, să-l avem pe Fiogen alături și numai un carne și oase, așa cum îl vedeți, sfătos, un tip cu foarte mult spirit, un tip foarte citit, un tip umblat prin lume cu foarte mulți ani, stați în Germania. Așa, nu știu, nu i-a plăcut acolo la nemți, au zis, bă, eu vin și mă mut între unguri. Așa, așa, ei, au și de ce, probabil, sau poate că nu. Dar și el se duce peste tot. Și îți mulțumesc că ai venit și tu printre noi. Eu aș vrea să închei și să-l invit pe colegul meu, Gheorghe Zvarieci, cu care am fost chiar coleg de facultate. Între paranteze, fie vorba de asta, nu pentru istoria artei, nu pentru contabilitate. Suntem singura generație de băieți care am terminat istoria artei. E singurul episod din istoria Academiei de Artă sau Institutului Grigorescu, cum vreți să-i spuneți, unde am terminat 4 băieți. N-a mai fost așa ceva, nu cred că va fi vreodată. Mereu era o catedră în care trebuiau să termine fetele. Sau mă rog, dacă mai era un băiat sau o fată, era un mare lucru. Noi am terminat în 94, 4 băieți. Așa a fost să fie. Deci, Gheorghe, te rog să spui și tu despre prietenul nostru, pe care, uite, îl încadrăm așa frumos, el între noi și noi între el. Lângă el! Bună seara, nu eram nici de cum pregătit că va trebui să și vorbesc la sfârșitul montării expoziției sau nici nu mai știu cum să-i zic. Dimineața când am dat jos din mașină lucrările, am zis că nu vor încăpea aici. Și eu zice, stai puțin, că n-am încăput în mașină, că mai am încă pe atâtea acasă, la atelier. Și poate am aglomerat puțin sala principală cu lucrări, am pus cele mai mari lucrări sau cele mai diverse în sala asta. Fiogen a venit cu nuduri, a venit cu portrete, a venit cu peisaje de iarnă, a venit cu naturi statice, a adus și cele două, trei lucrări cu Cuc, o temă foarte îndrăgită de Fiogen, pe care o abordează de fiecare dată când intră el într-o melancolie sau într-o nostalgie a timpurilor frumoase de studenție sau de după studenție. Vladimir zicea că Fiogen a venit din Germania la unguri direct. Nu, a venit la București. A stat vreo 5 ani în București și nu-și găsea pitorescul, nu-și găsea locul unde să fie el. Pe malul lacului Tei sau Titan sau în altă parte, erau doar mici secvențe din activitatea lui, ceea ce nu l-împăca deloc. Și s-a retras la Sfântul Gheorghe, unde activează și astăzi și unde se simte foarte bine. De acolo ajunge foarte ușor la Putna, de acolo ajunge și la București, cum a ajuns și astăzi. Și a venit cu lucrări diverse dintr-o perioadă mai lungă de timp, unele sunt mai vechi, majoritatea sunt lucrări de ultimă oră, sunt lucrări noi. Îi place să vorbească foarte mult despre culoare și să acorde o mare atenție culorii ca și material. Și de asta preferă să lucreze, acum o lipsă de modestie, cu All Holland, și e o culoare puternică, decorativă și greu de stăpânit și greu de lucrat cu ea, și toate lucrările sunt lucrate numai în All Holland, ceea ce e o cheltuială pentru artist și o corovadă în plus. Dar au șarmul lor, scripirea lor, și în timp vor deveni și mai prețioase, mai bogate. Fiogen îl cunosc de mulți ani, cred că peste 25 de ani ne cunoaștem, pentru mine mai mult de jumătate din viață de când îl cunosc, și nu pot să fac acum o pledoarie ca un critic de artă sau ar fi lipsit de modestie. Pe de altă parte, nici nu pot să fiu un avocat ca să încerc să răstălmăcesc
tablourile, compozițiile sau tema pe care și-a ales-o, mai bine prefer să-i las lui Eugen să spună câteva vorbe despre lucrările lui, despre greutățile pe care le întâmpină, lupta pe care o are în fiecare zi cu el, în primul rând, și să regăsiți dumneavoastră partea de cultură pe care Eugen o poartă fiecare zi cu el și o transpune pe pânzele care ne înconjoară aici. Mulțumesc frumos! În primul rând, mă bucur că v-ați adunat așa puțin, dar foarte bun. Într-a doilea rând, calvarul pe care l-am trecut fără Gheorghe, nu vedeați nici o expoziție, pentru că băiatul care stătea la poartă se uita la mine ca la un sirian, tu nu întreiți cu mașina niciodată. Tu ești hrănit, ai mâncat, uite, eu sunt cu picul, nu, descarcă-le aici. Eu spun că bine, bine. Gheorghe a lucrat ca un titan, dacă vă povestesc că din cauza bulversării de amintire am scos tablouri, Răzvanel a zis că trebuie să mai ștergi praful de ele. Și ce vreau să zic? Noi suntem niște imitatori. Maică-mea a murit, Dumnezeu să o ierte, și eu eram băiatul ei. Taică-mea s-a școlit în București în timpul războiului, i-a dat americanii cu bomba în cap și a ieșit ca șobolan de acolo. Și noi am dat ipomană de sufletul. Și când veneau rușii încoace, ungurul era patron, nici hai în America, nu mă duc să mor acasă, să lupt cu rușii. Și taică-mea tot a luptat, trăiește. Noi suntem niște imitatori a părinților și a tot. Eu s-o văd 99%, noi imităm. Sper că copiii noastre o să aibă dorința și curiozitatea de a mai învla prin ăsta ca o gaură de șocolată. Eu m-am gândit că așa o să fie, adică un loc ferit, ascuns. Dacă era de o gădică ca asta, înțeleg, fac expoziții, poate mă ia cineva de bărbat. Ce vreau să zic? Sinceritatea la artist se macină prin îndoieli. Eu pictez ca să nu am îndoieli. Mă socot un buldozer, nu-mi plac îndoieli și toată dimineața am îndoieli și aveam coșmar, zic, coșă porcării să vin eu la București, cine dracu să uite și mai întreabă și cât costă, zice, vai, nu stă nimeni așa mai departe. Parafrazându-l pe un băiat foarte simpatic, care era celibatar, îl chema, cum îl chema? Edgar Degas. El a povestea așa și mie mi-a plăcut. Dar asta n-am întâlnit la România, la noi, popa, am întâlnit la noi. Eu, în limba germană, cu pictura ca o femeie care trebuie violată non-stop. Oh, asta mi-a plăcut. Era maniac cu ea. Nicolae Ghe, un rus, care e un rus foarte bun, a pictat Golgota, el a zis la sfârșitul veacului 19 că rolul unui tablou o secundă să atragă atenția privitorului și rolul tablouului din Berlin. Cel mai frumos a spus evreu Marc Chagall. Mă numesc Marc Chagall, nu am bani, dar se zice că eu am bani. Domnilor, admirați treaba asta. Acum noi vorbim ca la șezătoare despre ce să vorbim. Mă bucur că ați venit, uite, aveți un par de vin, nici mâncare nu v-am luat. Mă duc niciodată pe eu cu o burta goală și urmă pleacă acasă la mâncare. Că Răzvanel mi-a zis că aici e public de stat și nu vii cu porcării de alcool. Și atunci am venit în Moldoveanu, vine un tighiț acolo de o tonă, singur, dacă nu o să vezi. Mă mulțumesc că ați venit. Îndoielile sunt foarte mari, critica e foarte mare la toate tablourile mele, eu când le văd, nu le văd mult, îmi vine să le tai. Și urmă, eu le șterg de frate, mare, dacă le pictez. Într-o zi, da, le-am scos, le pictez, că le pictez pe toate. Nu-mi plac tot. Numai pe asta, nu pictez, că ați avut să mai iei de bărbat, dar tot pictoriți. Zic, ești mărești cu o polițare, ceva, e pictor din trebuie ca să nu-mi jertfa sacrificiul pe care Dumnezeu ne îndreaptă. Uitați-vă, eu am cu trei femei, vreo 7 copii,
Eu n-am vorbit niciodată cu ei și ei m-au râs evisceral. Serios. Și eu îi aștept că sânge de meu să le tai gâtul primul, dar o nici în Canada, profesorul de gâtul. Da, da. Noi suntem neamuri de măcicari. Maică-mea, eu eram mic și spun că tu ești neam de măcicari, dar ce ai? Neamul lui tai o calare de când îți simt patru vânturi cu măciuca. Vreau și eu. Dar adevărul că și maică-mea era de neam de măcicari, astea erau mazâri. Mulți oameni nu știu ce s-a mazărit, ci te-au mazărit. Mazărul era funcționat public în țara Molorii. Uite băieții ăștia de al de mine, și acum, nefiind de lucru cu măciuca, mi-au apucat de pictat. Dacă te faci general, dacă te faci general în armata română, e foarte grav. Poporul român iubește armata română. Eu nu fac politică așa. Și la 1 decembrie anul trecut, nu știu când m-au invitat pe mine la pichet să mă întreb pe tot ce pierde armata română. Că voi în 44 regiile au vândut armata la ruși, 200 de mii de copii hrăniți, bine s-au sărut și rușii. Eu ce hrănim? Nu bătu joc de ei. Acum, ce a mai făcut armata română? A părăsit tot, Ardealul nu contează și la 89 v-am pușcat copiii. Chiar că azi e 1 decembrie, înțeleg, și eu supăr. Pe Eminescu voi l-ați omorât, pe Maniu, care a făcut unire fără nici un glonț, tot voi l-ați omorât. Și acum armata română cu americanii prieteni, dar că suntem teatru aici. Părinții au șters tot, n-am mai dat la televizor nimic. Deci bravo, măi! Și patriarhul a zis, s-a lăudat că face bunker antiatomic. Înseamnă că el e convins că Dumnezeu nu e. Vedeți cum se face în Sfânta Biserică? Bun. Eu n-am fost acolo, dar mi-e place fapt mișto. Pentru că pictorii în lume sunt foarte sinceri, datorită, eu vă povestesc sincer, unica limbă care eu înțeleg e limba germană. Dacă iei o carte germană și o citești, chiar dacă cunoști, poți să întâlnești ceva. La noi tot, că nu se zice că nu e momentul, că Ion Iliescu încă e în viață și o să supere, și tot ești pictorii, vai, pictorii, Brâncuș, nu ne trebuie Petroaie. Apoi am venit la București să vă arăt că Petroiul lui Brâncuș suntem și noi. Dar guvernul României, au zis că nu, piatra lui Brâncuș nu costă bani. Apoi cum să-i vând eu lui Cocoana, că Cocoana vrea să cumpere tavă? Eu zic, tu cere 500 de euro, dar uite cât costă 2 euro și încă trebuie să-mi dai așa un pachet țic de el pe lângă. Da, da. Noi ce-am aflat minunat de românii, totul sunt Brâncuș, au fost de o șmeche. Dar hazul din acasă, care l-a implementat în lume, în tot nimeni, un lucru, hazul din acasă, nu mă rog, bune, că va te lave și tu cum te Ionescu. Nemții, n-am văzut, dar zic, noi le facem case în acasă, chiar noi suntem primici. Nu, nu, așa pe romani, nu se mântă pe romani, numai la romani. Uite așa. Carajan era un șmecher cu bicetele mic, cu urechea la o drept, spunea ea și cu Admirável,